Caloriferele sunt reci, ne încălzim la aerotermă și nici apă caldă nu este, din păcate. O avarie radet a lăsat mai multe zone din oraș fără căldură și apă caldă. De exemplu, în zona Gării nu este căldură de ieri și nici în această dimineață situația nu era mai îmbucurătoare. Locuitorii din zona Gării au rămas fără apă caldă și căldură de marți. Miercuri dimineață, caloriferele erau tot reci, iar ca ei au fost mii de constanțeni. Casa de cultură, CET sau FAR sunt doar câteva dintre cartierele afectate de avarie. În ce zonă locuiți? Par. Zona. Deci eu și acolo sunt probleme și cum vă încălziți? Ce măsuri luați? Momentan este ok. Vedem de seară. Încă punem calorifer electric, vedem. Fie că au apelat la caloriferul electric sau au mai pus o haină pe ei, oamenii s-au văzut nevoiți să găsească metode alternative ca să se încălzească. Cum vă încălziți? La ce mijloace apelați? Nu mai ne încălzim. Din lungă dată avem un reșou de la electric. Ca de fiecare dată, cei mai norocoși au fost constanțenii cu centrală termică. Da, pe gaze. Sunteți norocoasă, tot orașul este în avarie de ieri, nu au apă caldă și căldură. Da, n-am știut. Reprezentanții companiei spun că de vină pentru disconfort a fost o avarie majoră cauzată de vechimea conductelor. După mai bine de 24 de ore, oamenii au primit din nou căldură, dar din cauza sistemului vechi, trebuie să se aștepte constant la astfel de avarii. A plesnit o conductă cu diametru de 500 în zona care va pre complex Anda și pe urmă a durat foarte mult încărcarea prin CET Palace, că toate conductele se încarcă prin CET Palace, datorită unor vane care s-au blocat, datorită vechimii instalațiilor. Dar a fost Deci... un disconfort pentru care suntem conștienți că oamenii sunt îndreptățiți să fie nemulțumiți. Speranțele sunt în modernizarea rețelei de către primărie, care face eforturi în perioada aceasta deosebite pentru obținerea finanțării. Cei care au nelămuriri pot suna la dispecerat la numărul 0241 616 792.